Aproape 7.000 de giurgiuveni au la ora actuală cărțile de identitate expirate, motiv pentru care Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor face un apel către cetățenii aflați în această situație să ia măsurile de cuvință pentru a respecta legea. Având în vedere că pe raza municipiului Giurgiu există un mare număr de persoane care au cărțile de identitate expirate, avem rugămintea să se prezinte la sediul serviciilor publice comunitare locale și chiar la noi la sediul serviciului public județean, în vederea preschimbării actelor de identitate și punerii lor în legalitate. Din cifrele oficiale obținute de la Direcția Județeană pentru Evidența Populației, reiese că în județ existau 6.841 de persoane cu actul de identitate expirat, la care se adaugă 1.999 de copii ce împliniseră 14 ani, dar nu își făcuseră încă carte de identitate. Serviciile noastre publice comunitare locale sunt în Bolintin Vale, în Mihăilești, în Izvoarele, Comana, Roata de Jos, sediul în Giurgiu, care are sediul lângă tipografie, iar pentru persoanele din tot județul, care prezintă probleme deosebite sau au nevoie mai urgent de aceste cărți de identitate, se pot prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Județean în vederea punerii lor în legalitate. Ce vrem să aducem în cunoștința publicului este faptul că avem în intenție să înființăm un nou serviciu local la Bolintin Deal de data aceasta. Conform legii, persoanele care au cartea de identitate expirată sau dintr-un motiv sau altul neconformă cu prevederile legale riscă să fie sancționate cu amenzi între 40 și 80 de lei.